Viața multor oameni stă sub semnul întrebării zi de zi. Uneori este vorba despre lipsa accesului la tehnologii performante, alteori lipsește îndrumarea pentru a găsi soluții reale într-un mod simplu și rapid. Sunt Eva Pavel, consilier medical internațional și zi de zi lupt pentru ca pacienții din România să primească cele mai bune tratamente, cele mai noi metode de investigații și cele mai performante servicii medicale. În acest sezon al emisiunii veți afla informații noi din domeniul medical, veți înțelege cât de ușor este să accesezi serviciile medicale și veți descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala. Rămâneți cu noi! Începe Apel la Consilier! În lumea medicală, congresele internaționale reprezintă evenimente extrem de importante în care experții și profesioniștii discută despre cele mai noi descoperiri. Un astfel de congres reprezintă o oportunitate unică atât pentru medici, cercetători, dar și pentru consilierii medicali profesioniști. În ediția de astăzi vom participa împreună la un congres internațional care s-a desfășurat recent la Târgu Mureș. Vă rog să-mi spuneți care este scopul acestui congres medical internațional. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră. Este Congresul Național de Neurochirurgie, care în acest an are o tentă internațională. Și scopul este de a data cunoștințele neurochirurgicale în mod anual, să ne întâlnim cu colegii noștri, cu colegii din afara țării și să vedem unde suntem și unde vrem să mergem cu neurochirurgia în viitor. Este o conferință internațională, un congres internațional care are invitați din peste 20 de țări, Statele Unite, Brazilia, Japonia, China, nu mai vorbesc de Europa. Sunt peste 20 de speakeri internaționali implicați. Vă spuneam că e un congres cu tentă clar internațională care conectează Societatea Română de Neurochirurgie și congresul său la ce se întâmplă în lumea întreagă. Care sunt temele principale ale congresului? Tematica congresului acoperă toată patologia neurochirurgicală, de la cea mai complexă patologie tumorală, vasculară, intracerebrală, spinală, până la patologie degenerativă, traumatică. Practic, toată patologia neurochirurgicală este acoperită în cadrul acestui congres. Cum arată viitorul în medicină din punctul dumneavoastră de vedere? Neurochirurgia este la un nivel tehnologic foarte înalt. Mi este foarte greu să cred că vom putea împinge tehnica chirurgicală mai mult de nivelul la care suntem acum. Tendința este de a merge înspre biologia moleculară, de a coborî în genetică și de a căuta soluții la probleme pe care nu le-am putut rezolva până acum, cum sunt patologia tumorală, în special. Suntem într-un platou și ne e greu să împingem lucrurile mai departe,
Vă spuneam că trebuie coborât la nivel molecular și asta este tendința și urmărim acest trend în medicina modernă. So, my name is Olivier Klein. I'm a French neurosurgeon. I'm a professor of neurosurgery and I'm mainly involved in pediatric neurosurgery. So now I'm the head of one of the pediatric neurosurgery, one of the major centers in France in pediatric neurosurgery. Care este subiectul pe care dumneavoastră l-ați dezbătut în cadrul acestui congres? So there are two parts. I'm one of the co-organizer of the French course in neurosurgery, so that was yesterday. So all day long we discuss cases, difficult cases, and we provided courses for the students, for the fellows here in Romania. Some of them will be by the French neurosurgeon and other topics by our colleagues from Romania. So it's very, very interesting. And then we talked to each other, we answered the questions of the fellows in neurosurgery. It was really fascinating. It was all day long. And today is another day. Today is the official beginning of the Congress, of the National Romanian Congress of Neurosurgery. And today I had a talk about arteriovenous malformations, brain arteriovenous malformation in children and how we treat it them. Aveți metode noi de tratament pentru aceste tipuri de afecțiuni? Not really a new method, but we try to analyze our practice and in fact at the end of the day we decided to change our philosophy of treating these children. Cât de mult vă ajută pe dumneavoastră tehnologia în sălile de operație? In the surgery there are numerous improvement in technology, for example, with the microscopes, with image-guided surgery, or augmented reality. And now in my hospital, we will have a new device with a laser coagulation of brain tumors in children. Există metode diferite de tratament în Franța pentru aceste tipuri de afecțiuni la copii? Yes, to survive and to survive in a better quality of life. So there are limited side effects of the treatments. So that's the aim of pediatric neurosurgery and neurosurgery in general nowadays. Improvement, I think the main goal is improvement of survival of children with brain tumor, for example, with minimal as possible side effects of the treatments. I think that's the real goal for the next years. Just to thank my Romanian colleagues for their very kind invitation. It was a real pleasure to be here in Romania again, and especially in Târgu Mureș. În cadrul congreselor medicale internaționale, prezența unui consilier este esențială. Rolul acestuia este de a facilita accesul la informații pentru pacient și de a facilita comunicarea dintre medic și pacient. Un consilier bine informat poate acorda suportul necesar de care are nevoie un pacient. Eu lucrez la Iași într-un spital dedicat neuroștiințelor, zicem noi, unde sunt servicii de neurologie, neurochirurgie și un serviciu de oftalmologie. Deci un spital dedicat sistemului nervos, în general, în Iași. Unde suntem vreo 25 de neurochirurgi în care s-au creat deja grupuri care s-au specializat. Unde fac oncologie, alții fac coloană, alții fac vasculare, endovascular. Deci sunt echipe, grupuri care au plecat pe un drum mai mult și s-au supra-specializat și atunci avem posibilitatea să tratăm
într-o manieră normală, pacienți având specializări printre noi care facem numai un domeniu sau predominant un domeniu din neurochirurgie, care deja e prea mare pentru un singur individ să facă tot și să facă foarte bine. În cadrul congresului la care sunteți astăzi, dumneavoastră ați întâlnit mai mulți colegi din diferite țări. Puteți să-mi spuneți care sunt subiectele pe care le-ați dezbătut împreună? Subiectele nu sunt noi, subiectele sunt clasice, se ocupă deci practic toată patologia din neurochirurgie. În schimb, medicina e o chestie foarte dinamică și atunci de fiecare dată mai apare ceva nou sau din contră dispare ceva ce foloseam, pentru că s-au descoperit că sunt lucruri noi. Specialitatea noastră se pare că se schimbă radical odată la 3-5 ani și se va schimba și mai repede din cauza tehnologiei. Probabil și a inteligenței artificiale care e pe drum acum și lucrurile se vor schimba foarte mult. Deja suntem invadați de tehnologie, suntem invadați de informații și lucrurile se vor schimba, nu știu în ce direcție și cum, dar se vor schimba și încep să se schimbe deja. Scopul nostru real este calitatea vieții. Deci scopul nostru, după ce tratăm un pacient, indiferent de boală, scopul nostru este să aibă când pleacă, când își termină tratament, o calitate de vieții cât mai bună. Deci, scopul nu este durata de viață lungă, ci calitatea vieții. Și sigur, și durata contează, dar calitatea vieții. Este mesajul care trebuie să-l transmitem întotdeauna. Sunt unii pacienți care au așa numite boli pe toată durata vieții de acum înainte, da? Sunt. Și vor supraviețui poate mai puțin decât dacă n-ar avea. Dar perioada cât supraviețuiesc, ei trebuie să aibă o calitate a vieții cât mai bună. Asta e, de fapt, este scopul medicinii. Calitatea vieții. Cât mai bună, cât mai aproape de omul sănătos. Sau cum era înainte de a face această boală sau patologie, cum vreți. Acest tip de evenimente vă ajută pe dumneavoastră ca medic să faceți schimb de informații? E foarte important, pentru că dacă nu comunici și nu ești branșat la ce se întâmplă în lumea ta profesională, pierzi ritmul, nu poți să faci tot, nu poți să știi tot, iar chestiile astea sunt niște congresele, cursurile care le facem noi, sunt momente care au un scop dublu. Primul scop este științific și atunci fiecare vine și spune eu fac asta, am făcut așa, am observat asta, și scopul uman, pentru că se stabilesc relații interumane, se stabilesc colaborări, pleacă unii dintr-o țară în altă țară să lucreze, se întorc, vin alții și atunci lumea a devenit deja mult mai mică. În țările astea eu am foarte mulți prieteni, de mulți ani și de multe țări. Și așa e normal să fie. Adică medicina e o chestie globalizată de mult, de fapt. Da? Noi nu avem diferențe de țară, de niciun fel, pentru că noi lucrăm în acest sistem ca o familie mică sau mai mare și noi avem același scop și trebuie să vorbim toți aceeași limbă ca să ne putem înțelege și să putem merge mai departe cu toți. Vreau să vă mulțumesc pentru gestul pe care dumneavoastră l-ați făcut de a ne oferi date de contact ale unui spital de pediatrie din Franța și a veni în ajutorul copiilor aflați în suferință. Nu e nicio problemă. Ideea este că în momentul când putem să ajutăm pe cineva, noi nu mai avem. Noi există tot felul de motouri. În momentul în care începi să faci medicina sau începi să operezi, orgoliul îl lași afară. Faci treaba și după aia, dacă l-ai, te duci și ți-l iei și faci mai departe, te duci pe stradă, poți să fii orgolios. Dar noi, în mod normal, nu avem dreptul sau nu e firesc să folosesc un termen mai blând să avem chestiile astea. Pentru că, până la urmă, scopul nostru este să tratăm niște oameni și să-i tratăm, cel mai simplu este, hai să-i tratăm cum am vrea noi să fim tratați dacă am fi în postura lor. Este cea mai bună soluție, să știți. Eu așa încerc să fac, nu știu dacă reușesc întotdeauna, prietenul meu din Franța, Olivier Klein, face la fel, l-ați văzut. Și sunt mulți dintre noi care avem acest mod de a vedea lucrurile. De asta el e, l-ați văzut cât e de politicos, de amabil și încercăm să fim cât mai bine așa. Nu știu dacă reușim, dar noi oricum încercăm. Consilierul medical nu este un simplu ghid. Acesta trebuie să adune informații din toate colțurile lumii pentru a le furniza pacienților aflați în dificultate. În minutele următoare vom afla opinia unui neurochirurg despre metodele aplicate în Italia. I think that technology is very important in our job because of course you can do
easy things, but the importance of the technology is that it is raise your target. So you can do more difficult things thanks to the technology, because technology gives you the opportunity to go in deep field, to spare eloquent regions. You can see better, you can manage it better. So I think the technology is really something very important. Now we have the exoscope. We abandoned the microscope. We work with the exoscope, which is a new device, which is a digital camera with a higher illumination, higher definition, so very important for the to see better, and you can do smaller incisions, smaller access to the lesion, and with a good, better result, in my opinion. Then we have laser. We have several other devices, much more common, and we are going now to have an hybrid operatory room with a CT scan inside and with the angiography inside, and this will be a very important step in vascular neurosurgery. Vă rog să-mi spuneți cum arată medicina în Italia. I think we can have a better outcome. Of course, neurosurgery changed over time. We have to in the beginning surviving to 30 years ago, surviving to a neurosurgical intervention was just a good result. Now the patient goes home without cutting the hair, with a good aesthetic result, and of course the target was raised, and technology helped us to raise the target, and so now the expectation of people is to have a good life. Of course, this in vascular, the advantage is that vascular surgery is something that once you have cured, is cured. Tumor are still a big problem, because surgery has just a part in the treatment of the patient with tumor, and but they, for the moment, we, for some of them, a good part of them, we don't have the solution. We have just we gain time over, but we cannot cure. And of course, I think in the future, as everything, also medicine and the drugs and other devices will change the future also for the patient with tumor, that today are somehow frustrating for technology is something important. So we need to invest on research. We need to invest in technology. And so when if the financial of her health is going down as it is in Italy, this will be a problem. But I think that we as in Italy we have a very good neurosurgical department. I think that although we used to be we are a small country, but the level of publication and the level of surgery in Italy is very good. So I think we can have also against the fact that the money goes down, we can have good results. Dragii mei, aceasta a fost călătoria mea prin centrele medicale de excelență din România. Continuăm călătoria prin spitalele din străinătate și pentru asta aștept mesajele și întrebările voastre pe adresa de mail apel la consilier@canalde.ro. Până data viitoare, numai bine!